Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am regăsit! Din nou la poalele retezatului. Stânca din spatele meu este de vreo 8 ori mai mică decât vârful pe care l-a cucerit hunedoreanul nostru. Nanga Parbat se cheamă vârful, iar hunedoreanul nostru Aurel Sălășan. Mai multe despre Aurel Sălășan și despre muntele Ucigaș aflăm imediat. Aurel Sălășan a reușit cea mai mare performanță pentru alpinismul de altitudine din România. A cucerit vârful Nanga Parbat din Pakistan pe o rută pe care nu s-a mai aventurat nimeni de 23 de ani. Acest vârf este al 9-lea ca înălțime din lume și este socotit de alpiniști muntele Ucigaș. Asta pentru că mulți dintre cei care s-au aventurat pe culmile lui și-au găsit sfârșitul aici. Alături de Aurel Sălășan și-au încercat șansele pe muntele Ucigaș Jolt Tăroc, Teo Vlad, Marius Gane și Bruno Adamcec. Din cauza unor probleme de sănătate însă, Bruno nu a reușit să atingă vârful. În Pakistan, ei au avut de înfruntat nu doar peripețiile unei expediții obișnuite, ci și un atentat terorist. Aurel Sălășan ne povestește întreaga aventură, dar și cum și-a descoperit el dragostea pentru munte. Cum ai descoperit muntele pentru prima dată și când? Muntele l-am descoperit în copilărie, născându-mă aici. M-am născut cu el în față, deci e clar că am avut și un instinct, să zic, tot timpul să merg, să mergeai pe aici, pe stânci, pe... Stânca am început mai târziu să urc pe stânci. Prima dată am început să explorez, așa, fel de explorare, prin păduri, îmi plăcea să merg și... Să urc în golul alpin. Și cum s-a ajuns de aici până la expediții serioase? Conjunctura a făcut că am cunoscut persoane care mergeau să cățărau pe stâncă, am citit ceva cărți despre alpinism și așa a început totul. Am început să merg la stâncă, Burceș, Vulcan, Radnea, lângă Arad și așa am descoperit. De pe culmile retezatului și până pe cele mai înalte vârfuri ale lumii, nu a fost decât un pas pentru Aurel Sălășan. Prima expediție serioasă? Nu știu dacă o pot numi o expediție. Acum, pe vremuri, se numea expediție în Alpi. Dar prima ieșire așa mai serioasă a fost în Alpi, în Austria. Am făcut ceva rută pe vârful Grossglockner, cel mai înalt din Austria. De fapt, două rute. Pe fața nordică și pentru mine a fost
un pas foarte, foarte mare. Când, în ce an era asta? În 2009. În anii care au urmat, Aurel Sălășan a călătorit prin diverse alte părți ale lumii, escaladând vârfuri dintre cele mai spectaculoase, în munții Caucaz, munții Tian Shan, ori Alpi. Una dintre cele mai frumoase experiențe a fost cea din Peru, de anul trecut, când tânărul hunedorian a colaborat cu cei de la National Geographic. A fost o expediție susținută de National Geographic, National Geographic Statele Unite. Acolo am avut două acțiuni, să zic așa. Una pe plan științific, să reproducem niște fotografii vechi din anii 30, din primele expediții germane din anii 30, și să reproducem fotografii cu ghețarii, să facem prin metoda de comparație diferența dintre ce era atunci în 1930 și acum, cât s-au topit și cum au evoluat. Materialul l-am trimis tot la cei de la National Geographic. Apoi am avut și pe plan alpinistic, am făcut o serie de ascensiuni pe vârful Arton Serahu. Este un vârf, cred că toată lumea îl cunoaște, de la, e logo-ul la Paramount, când încep filmele, de multe ori, dacă ați văzut acel vârf vestit. Deci ăsta e vârful care l-am urcat. Am înțeles că l-am mai urcat cu vreo 2 ani o echipă românească înainte. 6.025 de metri altitudine, pe o rută destul de tehnică, pe fața nord-estică. Apoi am încercat un vârf în cordiliera Huaihuash. Acolo s-a filmat celebrul, vorbesc de așa, că noi în lumea alpinismului știm despre Touching the Void. Este un film artistic după o întâmplare adevărată. O expediție britanică a făcut una din ultimele fețe neurcate în cordiliera Huaihuash și s-au întâmplat o serie de evenimente. Vă recomand acel film. Noi am încercat un vârf lângă, Yerupaya. Se numește, este al doilea vârf din Peru și n-a mai fost urcat din 1998. Apoi am plecat spre cordiliera Blanca, ne-am reîntors, că și acest vârf de care spuneam, Martin Serahu, este tot în cordiliera Blanca, pe o vale Santa Cruz spre vârful Alpamayo. Alpamayo este considerat cel mai frumos munte din lume. Și a fost frumos. Da, chiar este cel mai frumos munte din lume după mine. Și ascensiunea la fel a fost o ascensiune reușită pe ruta directă, ruta franceză. Am ajuns împreună cu colegul meu, am ajuns pe vârf după 6 ore de ascensiune din ultima tabără. După Peru a urmat cea mai importantă expediție din viața sa, cea de pe Nanga Parbat, o expediție mai mult decât reușită. Apoi am fost selectat pentru expediția de pe Nanga Parbat, acum în 2003. Selectat în ce sens? Selectat, s-a făcut de liderul expediției, a ales după cunoștințe și performanțele fiecăruia, a făcut o selecție și o echipă, să zic așa. Câți ați fost în echipă? Am fost 5 în echipă. Toți 5 ați plecat și 5 v-ați întors, 5 ați ajuns pe vârf? Nu am ajuns 5 pe vârf, am ajuns doar 4, dar este o performanță foarte mare, pot să zic, și la nivel mondial, pentru că pe un vârf ca Nanga Parbat, de 8.000 de metri, peste 8.000 de metri, foarte rar se întâmplă ca 4 din 5 membri să ajungă. De obicei, din 5-6, dacă ajung 1 sau 2, este considerată o expediție reușită și un succes. Ce s-a întâmplat cu al cincilea care n-a reușit să ajungă? Nu s-a aclimatizat, a avut probleme cu stomacul și
nu s-a aclimatizat bine. Voi faceți și o perioadă de aclimatizare tot timpul înainte de expediții, nu? Da, păi facem... Cum se, pentru cei care nu știu ce înseamnă treaba asta, cum se desfășoară sau ce înseamnă exact? Să urci treptat. Deci dacă te afli la, cum a fost în cazul nostru, 3500 de metri tabăra de bază, aveai de urcat până la 8126 de metri. Deci peste 4600 de metri diferențe de nivel. Ăștia nu-i poți face... Doar urcând dintr-o bucată, da, câteva zile, că urci maxim 1000 de metri pe zi. Dar având în vedere că ajungi acolo și urci în tabăra de urci din tabăra de bază până în tabăra 1 la 5000 de metri, de la 3500, trebuie să stai o zi, două acolo. Nu te simți foarte bine din prima, dar trebuie să cobori și înapoi, ca să organismul trebuie să se refacă. Și apoi următoarea tură urci iar acolo, la 5000 de metri în tabăra 1 și de acolo încerci să ataci următoarea tabără. Cât? La 6000 de metri. Cât ați făcut? Pe urcușul ăsta am făcut, să zic, 16, am calculat că am făcut 16.000 de metri diferență de nivel în aproape două luni, cu vârf, cu tot. De când ați plecat de acasă și până când v-ați întors înapoi, au trecut cam două luni. Două luni, da. În timpul ăsta am și echipat traseul, am pus cors fixe, pentru că este un fața rupal, are un perete, cel mai mare perete din lume, 4600 de metri. Noi l-am abordat pe ruta Șchel, asta e puțin mai în stânga, nu e chiar pe fața Am înțeles, rupal. O rută mai dificilă? Mai dificilă decât ruta clasică de pe fața Diamir, unde s-a întâmplat și atentatul. Hunedorianul nostru și colegii lui au avut noroc. Dacă alegeau să urce muntele pe cealaltă rută, poate Aurel Sălășan nu mai stătea astăzi de vorbă cu noi. A fost un atentat terorist. Chiar în perioada când erați voi acolo? Da, în perioada când eram și noi. Noi am auzit, ne-a comunicat prin telefonul, prin satelit, soția lui Jolt. Și a rămas mască, adică eram și noi acolo, eram pe partea cealaltă, dar pe noi oricum ne interesa ce fac și ei pe partea cealaltă, adică cum avansează, știri se găseau pe internet. Ei erau de unde? Erau polonezi mulți, cei ce au murit erau slovaci, ucrainieni, chinezi. Practic, dacă alegeați cealaltă rută, exista riscul să fi fost în locul lor. Exista riscul să fi fost, da, exact. Dintr-o expediție, de câți erau ei? Ei erau mai mulți. În toate expedițiile au fost în jur de 30-40. Și au fost 5. Și s-au întors? Păi 11. Câți erau în tabăra de bază în momentul ăla? I-au împușcat. Restul care erau sus au scăpat, au avut noroc. Voi nu ați avut niciun astfel de incident? Nu. Neplăcut? Nu am avut. După aceea s-au trimis ofițerii pentru pază și protecție. Și se întâmplă des incidente în zona respectivă? Se întâmplă, dar atac la străini mai rar. De asta a și fost așa mediatizat, pentru că a fost considerat un act terorist odată ce... Dar interiorul Pakistanului e un război civil. Se întâmplă tot timpul să fie bombe prin autogară sau în orașele mari, în marile aglomerări. Cum ați văzut voi Pakistanul? Ca străini ajuns și acolo, este din Europa. Este o țară frumoasă, dar... mai au de lucrat la treaba cu securitatea, cu... Ruta pe care a urcat Aurel Sălășan este una foarte dificilă. Pe aici nu s-a mai încumetat nimeni de mai bine de 20
30 de ani. Pe ruta pe care ați urcat voi sunt mulți alpiniști? Sunt foarte puțini. Prima dată ruta s-a urcat în 1976 de niște austrieci. De atunci n-au mai reușit multe echipe. Cred că sunt în jur de 10 alpiniști care au reușit această rută în toată istoria ei. Au fost multe încercări, 4 expediții japoneze, 82-83, 2 în 82-2 în 83, au fost, efectiv s-au terminat cu tragedii, avalanșe, căderi de pietre. A fost o mare tragedie și pierdere pentru japonezi. S-a încercat și de către români, fără succes, 2 expediții au fost românești. Dar acum ne-am gândit că... Cineva de la noi a ajuns vreodată pe ruta aceea, pe vârf? Pe ruta aceea nu. Suntem primii care au ajuns. Și de ce ați hotărât tocmai pe acea rută să urcați? Poate și din cauza că au mai încercat 2 expediții românești și am zis să finalizăm, dacă să încercăm să finalizăm acest proiect ce ei l-au visat, ceilalți alpiniști, de altfel foarte buni alpiniști români. S-a urcat vârful de către un român pe ruta clasică, pentru o expediție internațională. Mihai Cioroianu în 1997 a reușit să atingă vârful. Asta e ruta Kinshofer, este pe partea Diamir, unde totuși este risc mai mare de avalanșă, într-adevăr, dar tehnic este mult mai ok. Ce ți s-a părut cel mai greu în expediția asta? Cel mai greu a fost momentul retragerii. Deci după ce am ajuns pe vârf, a trebuit să și coborând de acolo normal și în condiții de siguranță. De obicei îți pierzi foarte multă energie la urcare, îți dozezi multă energie pe vârf, poate 90% din energie ți-o pierzi și atunci trebuie un mic procent să-ți mai lași pentru coborâre. Îți vine să rămâi acolo. Da, și lipsa de concentrare la coborâre, pentru că tu încerci să-ți relaxezi mușchiul și dintr-o mică greșeală poate să fie fatală, o mică greșeală la acea altitudine. Care a fost cea mai importantă expediție pentru tine de până acum, aceasta? Da, cu siguranță. Este cea mai mare realizare în istoria alpinismului românesc de altitudine. Sper ca și pe viitor să mai fie asemenea realizări și România să iasă în față cu aceste realizări. Aurel Sălășan consideră că s-a pregătit pentru această expediție întreaga sa viață. Cât timp trebuie să te pregătești pentru o expediție? Depinde ce expediție. Pentru o expediție ca aceasta, eu zic că trebuie să te pregătești toată viața. Adică de când ai început alpinismul, pentru că noi am folosit acolo efectiv tot ce am știut în alpinism. Este un traseu atât de complex și un munte atât de dificil încât ai șansele să folosești tot ce ai învățat. De exemplu, la mine 9 ani de zile sau alții care aveau 30 de ani de alpinism. Efectiv, toți 5 la un loc aveam peste 100 de ani de alpinism. Eu eram cel mai tânăr din această expediție. Pe când Aurel Sălășan se afla în pericol în Pakistan și se străduia să urce steagul României pe vârful Nanga Parbat, familia hunedoreanului stătea cu sufletul la gură. Ce părere ai despre ceea ce face el despre expediția? Eu îl susțin întotdeauna, l-am susținut și am fost alături de el și când s-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo în Pakistan, mama n-a știut nimic o săptămână, am încercat să-i ascundem până a apărut în presă. După o săptămână i-am zis și ei, dar oricum îl susțin în continuare, indiferent ce o să facă. E lucru mare să mergi așa, să cutreieri. Da, și dacă aș avea și eu ambiția lui, și eu aș face asta, sincer. Deci chiar îl admir pentru ceea ce face.
Când era mic, mergea pe aici, pe Coclaun, da, mergeai cu mereu, el? Mereu, am fost cu el, am fost de cele mai multe ori retezat, muntele nostru de suflet, așa ne place să-i spunem. Cum îl vezi pe viitor, pe fratele tău? Cât mai sus să ajungă, îi doresc și, nu știu, sper să aibă recunoaștere, să fie recunoscut pentru ceea ce face, pentru că merită. În viața de zi cu zi, cum e el? E un băiat așa bun, simplu, e, nu știu, muncitor. Mama lui Aurel Sălășan este atât de mândră de fiul său, încât de fiecare dată când vorbește despre el, o face cu lacrimi în ochi. Lacrimi de fericire. Când ați observat pentru prima dată că Aurel iubește muntele? Aurel iubește muntele încă de mic. Tatăl lui fiind pădurar, l-a luat tot timpul cu el la pădure. Bunicul fiind pădurar, tot la fel. A mers din neam în neam. Cred că cutreiera zona munții pe aici. Neîncetat. Era tot timpul plecat la pădure. Tot timpul. Când avea un pic timp liber, unde Aurel? La pădure. Pleca tot timpul cutreiera munții. Îi plăcea de mic. Foarte mult i-a plăcut de mic. Vă aduceți aminte vreo istorioară mai haioasă cu el plecat pe munte? A plecat la undeva o poiană, să zice Gordon, și când acolo erau la dornele vinete. Ei, făcându-se seară, am intrat în panică. Unde ori fi copiii? Ce s-a fi întâmplat? Ori căzut în dorne. Ei, și întâmplător i-am întâlnit pe drum când am plecat, după i-am întâlnit și i-am certat un pic. Era cu un verișor de-a lui. Câți ani avea pe atunci? Ei, avea 6 ani. Era mic. Când ați aflat că pleacă în expediții pe munți și prin străinătate, ce ați spus? Am avut încredere totuși în forța lui, în pregătirea lui, am avut încredere, dar un pic de frică mi-a fost, pentru că vedeți că sunt riscurile muntelui. Când pleacă o echipă, se zice că unul rămâne pe acolo, nu se mai întoarce. Și emoția am avut, dar cu ajutorul lui Dumnezeu mă bucur că a reușit și un campion. Acum când a plecat pe Nanga Parbat, ce ați zis? Ei, mi-a fost cel mai frică pentru acest munte, pentru că am știut că e foarte periculos, e o înălțime destul de mare și, ce să vă spun, am avut emoții mari față de celelalte expediții în care am participat. Aici am avut deja emoții foarte mari. Dar A reușit. Mă bucur că a reușit și e un campion, v-am zis încă o dată. Sunteți mândră de el? Da, sunt foarte mândră de el și ar putea tot județul și toată țara să fie mândri și să promoveze acești valori cum e Aurel și alții care luptă cu bani puțini. Cum îl vedeți dumneavoastră în viitor? În viitor. Pe picioarele lui și să sper să ajungă să mai escaladeze și ceilalți munți care... Nu, care nu e escaladat cu înălțimile acestea de peste 1000 de metri. Să pună steagul României și al județului și pe alți munți. Și pe alți munți. Aurel Sălășan a împlinit un vis, al lui, dar și al oricărui alt român. Ai visat vreodată când erai mic și te plimbai prin retezatul nostru că îi vei ajunge pe cele mai înalte vârfuri ale lumii? Visam tot timpul. Citeam cărți despre alpinism și tot timpul am fost pasionat și de geografie și eram cu hărțile, cu atlasul în față tot timpul și tot timpul studiam. Și mă gândeam cum o fi în alți munți, 5.000 de metri, 6.000 cum era Caucazul, nici la 8.000, nici nu mă gândeam să ajung și să am și o reușită în asemenea învergură. Pentru mine e o mare realizare ce am făcut acum pe acest vârf și pe această rută. Dar cred că retezatul rămâne în sufletul tău. Păi aici m-am născut, de aici a început totul, aici a fost cânteia.
Pentru tot ceea ce a făcut Aurel Sălășan, noi considerăm că este cu adevărat un om de nota 10. Succes și mai departe, Aurel! Această emisiune v-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.